Care. Astăzi am să fac un suport din sfoară împletită pentru ghivece de flori suspendate. Cam acesta ar trebui să fie rezultatul final. Bineînțeles, lungimea sforii poate să fie oricât doriți. Așa, și să vă arăt și cam cum ar arăta dacă puneți un ghiveci în interior. Cam acesta ar fi. Așa ar fi ghiveciul suspendat. Bineînțeles, aici le țin foarte aproape. Sforurile pot să fie mult mai lungi. Bun, haideți să vedem cum se face. În primul rând, aveți nevoie de sfoară, orice fel de sfoară doriți. Tipul de împlătire se face din în seturi de câte două sfori. Minimul de perechi este de 3, însă eu prefer să fac din 4, o să și vedeți de ce. Trebuie să tăiați acum sfoara la dimensiunea, la lungimea dorită. Trebuie să luați puțin și în plus. Eu o să fac la 50. O pereche. Bun. Deci avem 4 seturi de sfor duble. Puteți să faceți și cu 3, dar vă recomand cu 4. Și acum, haideți să vedem cum le facem. Ce este important? Dimensiunea între fiecare nod pe care o să-l faceți trebuie să fie egală pe toate cele. Da? Deci cât mai egală. Nodurile, pornind de la centru, o să faceți noduri și trei să fie cam la aceeași distanță. Următoarele noduri, la fel, cam la aceeași distanță. Următoare, la aceeași. Ideea este să fie identic, dar probabil că nu o să vă iasă la perfecție. De asemenea, după ce faceți primul nod, cel din centru, trebuie să vă calculați astfel încât nodurile să iasă sub marginile ghiveciului. Măsurați ghiveciul să vedeți cam ce lungime are. Acesta este de 9, haideți să zicem, aproximativ 9 cm și împărțiți la 2 pentru raz, deci unde nodul trebuie să faceți undeva la 3-4 cm față de centru. Și întotdeauna următoarele noduri trebuie să le faceți la aceeași dimensiune, la aceeași distanță față de nodurile dinainte sau mai departe.
Bun, haideți să vedem cum îl pornim.
acesta este. Destul de ușor de realizat. Puteți folosi pentru ghivece fără farfurie sau așa. Aici îi faceți un nod, îl agățați de suportul pe care îl aveți sau chiar de un cui. Asta e tot. Spor la lucru și multă sănătate vă doresc!